Suntem bucuroși că și anul, în acest an ne sunteți alături la serbarea noastră. Daria Cotogă. Și Andrei Țiri. Teodora Zmeu. Și Luca Voina vă invită să petreceți clipe frumoase. Și să vă bucurați de momentele artistice ce vor urma. Pentru început, așa cum obișnuim an de an, spectacolul nostru va fi deschis de corul Steluțe. Micii noștri interpreți vor cânta pentru dumneavoastră Lungile s-au deșteptat și Joaca de-a cuvintele. Coordonator, profesor Mariana Brebenariu. Steluțe! Thank you.
să rămânem pe tărâmul minunat al muzicii. Schimbăm doar ritmul. O invităm pe scenă pe Natalia Chisăliță din clasa a 6-a. V-au pregătit un moment umoristic. Prostul râde de prostia lui, coordonatorul profesor Mariana Popescu. Să-i urmărim cu atenție. Să fac gata viitoare. Ioară!
dai cu coană, Mirica, cu cartofi. Nu cu coană, nu s-au făcut cartofi. Oh, da, proastă mai. Mamă, băi, zi-i mă, zi-i. Iar am fost la fata aceea. Și ce ți-a dat? Mi-a luat un cățel. Și ce ai făcut cu el? Mi-am pus la prom, cum ai învățat fata. Mă, da, prom, mai ești. Nu puteai și tu să-l legi copurie și să-l tâlni după tine? Bine, mama, și am să fac. Adu-mi sandalele. Nu cu coană, nu-ți gata sandalele. Bă, leu, ce mă fac eu cu tine? Pleacă de aici, să nu te mai văd. Mamă, hai, zi-i mă, zi-i. Iar am fost la fata aceea. Și ce ți-a dat? Mi-a dat o bucată de slană. Și ce ai făcut cu ea? Am legat-o cu o funie și am târât-o după mine. Mă, dar prost mai ești. Nu puteai și tu să o pui pe farfurie și să o duci în cămară? Bine, mama, așa, să fac data viitoare. Thank you.
și pleacă. Păi mergem la doctor. Pentru căceară? Nu, băi, pentru alcoolemie. Aveți dreptate. Ne-a cam scăzut. Am pachetez pe doctor și după un colț dau de un pompier urcat pe scară ca să schimbe încet. Normal că bețivul nostru nu vede scara, se împiedică de ea și dă peste polițist. Băi, vrei să ne omor? Cred că mi-a rupt piciorul. Pepe, mergi cu noi la doctor. Polițistul îl ajută pe pompier să se ridice și după ce au ajuns la doctor, intră în sala de așteptare unde se află un fugătar ras la rofta, o mamă cu doi copii care cântau ra-ra-ra. Bețivul se uită la mama cu doi copii și zice: cred că vă duc. Nu, domnule, sunt gemeni. Atunci bețivul se uită la toți din sală și întreabă bucuros: și voi, tot pentru alcoolemie. Doctorul iese și strigă nervos: liniște, dragă, că vă anesteziți pe toți! Așa că arimă! Băi, avem o șansă cu domnul pompier! Dragă, iasă! Mă doare piciorul când îl miște. Așa. Capul, pe atunci, nu mai mișca așa. Dar e pe toți. Capul, dumneata, bucătarul se apropie de doctor și îl întreabă așa, cam impresionat: domnule doctor, aveți ceva pentru vântul? Dragă, dumneata, unul dintre copiii mei a înghițit kendama și obiectele pentru moți. Perfect, se face șofer. Mie, la moți, mi-a pus o carte, o cheie franceză și o vecină mi-a adus și flori. Uite, da, în total sunt 10. Ei bine, eu am ales vecina. Bătâna s-a făcut de doctor și privindu-l în ochi, îi spune: domnule doctor, cred că am rămas gravidă. Doctorul iese din cabinet și îl întreabă pe polițist: dragă, dumneavoastră,
Și am încărcat așa și m-am dus la mama mea.